Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Comuna Vârtășcoiu arată din ce în ce mai bine, iar locuitorii se pot lăuda că trăiesc într-o zonă care se aseamănă cu podgoriile Franței. Autoritățile au în lucru proiecte de dezvoltare a zonei. De curând a fost dat în folosință un dispensar, drumurile sunt asfaltate, s-au construit poduri, iar mai nou comuna este supravegheată video. Nu știu, cred că avem acum vreo 15 proiecte în rând de 15. Mai aveți încă am lista în față, da, pe care mă, la unele lucrăm, la altele sunt depuse spre finanțare, aprobate, semnate contracte, la altele așteptăm deschiderea unor noi linii de finanțare pe fonduri europene. De exemplu? Avem undeva, avem pe PNRR, avem mai multe proiecte. Venim de un sistem de supraveghere video, toată comuna se lucrează la el. Se lucrează deja, cred că montează camerele astăzi. Toată comuna, extravilan și intravilan. Aici avem niște probleme și mi-am dorit acest proiect pentru că se tranzitează comuna și se mai aruncă anumite resturi, ori nu este frumos. Chiar și ai noștri cetățeni, nu dăm vina numai pe cei care o tranzitează. S-a creat un precedent de a muta câinii de colo-colo și îi ia de la X, îi duce la Y, ia, tot îi duce așa și mutat. Și acolo am găsit de câteva ori câini aduși, abandonați prin comună, în general pe extravilanul comunei. Ori acum avem camere și pe extravilan și pe intravilan, avem camere independente, avem un sistem prin antenă și e mai greu. Este mai greu și le spuneam și unor prieteni, toleranța la mine va fi zero. În momentul când s-a găsit o abandonare de deșeuri, câini, fapte antisociale, orice, deci va fi zero pentru că na. Noi trebuie să avansăm, nu să regresăm. Păi da, și s-a muncit mult aici, s-au făcut lucruri foarte frumoase și comuna arată foarte bine, nu e păcat să... Am semnat și dotarea școlilor cu mobilier și parte de informatică, tot cu table interactive. Suntem în procedură de achiziție, chiar în câteva zile vom scoate la achiziție pentru a achiziționa aceste materiale. Pentru școli, avem eficiența energetică a primăriei, vom începe în primăvară, vorbesc doar de ce e semnat. Avem pentru autobuze electrice, stații de încărcare electrice, apoi avem depuse și așteptăm să semnăm modernizarea, avem casa specialistului undeva, la o fostă, e și fosta grădiniță, grădiniță veche, amândouă sunt depuse pe PNRR, plus că deschide și Afiro acum. Vom redepune un drum agricol de vreo 8 km, vorbim de modernizare de asfalt prin vii. Avem, da. Profesorii urmează să primească în perioada 20-27 octombrie prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, obținută în urma grevei de la sfârșitul anului școlar 2022-2023. Banii pot fi folosiți doar pentru cursuri, cărți sau echipamente IT. Cadrele didactice urmează să primească bani într-o singură tranșă anuală timp de 4 ani până în anul școlar 2026-2027, sub titlul de primă de carieră didactică. Suma a fost obținută în urma grevei din mai-iunie 2023. Prima de carieră didactică are ca scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare universitare în procesul educațional. Prima de carieră se va acorda într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023-2024. Banii pot fi folosiți pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora. Cheltuieli pentru echipamente IT, cheltuieli privind cărțile de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, iar un procent de până la 30% din valoarea primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale. De prima de carieră didactică beneficiază cadrele didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări, lector și asistent universitar și personalul auxiliar din sistemul de învățământ.
Personalul nedidactic va primi 500 de lei. Condiția pentru a primi acești bani este de a fi în activitate în anul școlar 2023-2024. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tılvăr, a semnat un acord cadru cu omologul său din Turcia în domeniul militar. Locuitorii din Pufești sunt beneficiarii unor investiții de peste 43 de milioane de lei în sisteme de apă și canalizare, iar sfârșitul lunii octombrie aduce la Focșani cele mai importante edituri și scriitori în cadrul târgului de carte. Despre toate aceste subiecte și nu numai, în grupajul știrilor pe scurt. Primarul comunei Pufești, profesor dr. Nicolae Damian, a semnat contractul de finanțare pentru realizare rețea de alimentare cu apă cu o lungime de 9,6 km și rețea de canalizare pe o lungime de 26 de km. Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în comuna Pufești, județul Vrancea, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini și a fost semnat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pe 9 octombrie, acesta incluzând amenajarea de racorduri și branșamente pentru lucrările din prima etapă a obiectivului. Beneficiarii proiectului sunt locuitorii din satele Domnești, Pufești și Ciorani. Valoarea totală a investiției este de 43,6 milioane de lei. Angel Tılvăr, ministrul Apărării Naționale, a semnat la Ankara împreună cu omologul său turc, Yaşar Güler, acordul cadru între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniul militar. Acordul reflectă nivelul actual al relațiilor militare cu Turcia, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai României, mai ales în contextul împlinirii a 100 de ani de relații militare și diplomatice între țările noastre. În cadrul întâlnirii s-a discutat cu ministrul Apărării turc și despre misiunea detașament de poliție aeriană al Turciei, care va fi un sprijin important pentru suplimentarea capacităților de securizare a spațiului aerian al României. Este foarte important să continuăm să promovăm împreună un profil sporit al Mării Negre pe agenda NATO, ca zonă de interes strategic pentru securitatea euroatlantică și să subliniem necesitatea consolidării profilului de securitate al regiunii, a declarat Angel Tılvăr. Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană Duiului Zanfirescu Vrancea, organizează cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte la Galeriile de Artă din Focșani în perioada 26-29 octombrie 2023. Programul Târgului de Carte este următorul: joi 26 octombrie până sâmbătă 28 octombrie, între orele 9 și 20, iar duminică 29 octombrie de la ora 9 la 17. Vă așteptăm cu oferte de carte, lansări și prezentări de carte, dezbateri culturale și conferințe, a transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Vrancea. Elevii vrânceni au dreptul la burse școlare conform noilor reglementări din legile educației. Aceste beneficii se acordă elevilor care îndeplinesc anumite condiții, dar pot fi suspendate. Cei care lipsesc nemotivat ori sunt sancționați pentru comportamentul nepotrivit pot rămâne fără burse. O astfel de măsură poate fi luată pe o perioadă determinată, ori chiar pe durata întregului an școlar. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian Ioan Veștea, și primarul comunei Gura Caliței, Gelu Grosu, au semnat contractul aferent obiectivului de investiții modernizare drum de interes local strada Coasta, comuna Gura Caliței, județul Vrancea. Unitatea administrativ-teritorială Gura Caliței va beneficia de o finanțare de 6,1 milioane de lei, iar proiectul va fi derulat prin intermediul Programului Național de Investiții Angel Salini. Producătorii de vinuri sunt invitați să se înscrie la concursul național de vinuri Bahus 2023. Evenimentul se va desfășura la Focșani în perioada 20-22 octombrie. Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bahus 2023 va avea loc în acest an între 20 și 22 octombrie. În această perioadă, județul Vrancea va fi gazda concursului național de vinuri Bahus 2023, un prestigios eveniment de tradiție pentru județul Vrancea din domeniul vinicol. Obiectivele concursului sunt următoarele: promovarea vinurilor de calitate, dorind să se antreneze partenerii din piața vinului într-o competiție care să aducă beneficii directe consumatorului, educarea publicului privind caracteristicile și tipicitatea vinurilor. Concursul este deschis următoarelor categorii de produse vitivinicole, respectiv vinuri, vinuri spumante, băuturi spirtoase și băuturi pe bază de vin, produse în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Vinurile acceptate pentru competiție includ vinuri albe, liniștite, nearomate, vinuri albe, semi-aromate și aromate, vinuri roze și roșii. Toți producătorii sau distribuitorii interesați sunt
sunt invitați să trimită probele propuse pentru evaluare la Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea din strada Republicii numărul 5, Focșani, județul Vrancea. Termenul limită pentru primirea probelor în concurs este 17 octombrie 2023. Organizatorii acestui eveniment sunt Consiliul Județean Vrancea și Asociația Degustătorilor Autorizați din România. Marile medalii de aur sau medaliile de aur cu punctaj maxim pe fiecare categorie în parte vor beneficia de o recunoaștere specială din partea Consiliului Județean Vrancea. Câștigătorii vor primi premii ce consteau în plata costurilor pentru înscrierea și transmiterea probelor de vin a companiilor câștigătoare la Concursul Mondial de Vinuri Bruxelles din anul 2024. Regulamentul complet al concursului îl puteți vizualiza pe site-ul Consiliului Județean Vrancea la secțiunea Noutăți. Așteptăm cu entuziasm participarea dumneavoastră și suntem nerăbdători să celebrăm împreună excelența în domeniul vinurilor românești, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Vrancea. 95% dintre contribuabilii vrânceni au înțeles să-și achite voluntar obligațiile fiscale. Au fost însă și cazuri pentru care organele fiscale au deschis proceduri de executare silită. Ca urmare a acestor măsuri, în perioada ianuarie-august 2023, a fost încasată suma de 77 de milioane de lei. În primele 8 luni ale anului 2023, la nivelul județului Vrancea, veniturile realizate la bugetul general consolidat prin plată voluntară sunt de peste 95%, întrucât majoritatea contribuabililor vrânceni au înțeles sarcinile fiscale pe care le au și au conștientizat importanța declarării corecte și achitării integrale a impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat. Mai sunt și cazuri în care debitorii nu au înțeles să-și plătească de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, drept pentru care, pentru stingerea acestora, organele fiscale au procedat la acțiuni de executare silită în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în perioada ianuarie-august 2023, administrația, în vederea colectării veniturilor bugetare și recuperării arieratelor, a întreprins următoarele măsuri. Comunicarea unui număr de 29.644 de somații de plată, în sumă de 137,47 milioane de lei. Înființarea unui număr de 10.327 de proprii, conturi bancare în valoare de 108,54 milioane de lei și a 6.634 proprii terți în valoare de 52,13 milioane de lei. Instituirea unui număr de 272 de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile pentru o valoare a creanțelor în sumă de 14,15 milioane de lei. Ca urmare a măsurilor de executare silită în perioada ianuarie-august 2023 a fost încasată suma de 77,45 milioane de lei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea reamintește contribuabililor că prin achitarea obligațiilor fiscale la termenul de plată se evită calcularea de obligații fiscale accesorii suplimentare, respectiv dobânzi și penalități de întârziere. Începerea procedurii de executare silită sau transformarea măsurilor asiguratorii în măsuri executorii, alte demersuri prevăzute de lege. Totodată, contribuabilii care se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești pot accesa eșalonările la plată prevăzute de codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se arată într-un comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice. În data de 21 octombrie va avea loc la Focșani o nouă ediție a festivalului Cântece de Viță Veche. În recital sunt invitați interpreții de muzică populară Cosmina Adam și Gabriel Dumitru. Concursul de interpretare a cântecului tradițional Cântece de Viță Veche, ediția a 14-a 2023, va fi organizat la Focșani în data de 21 octombrie 2023 la ora 14 în Piața Unirii din municipiu. Obiectivul acestui festival este descoperirea de noi talente, promovarea lor și punerea în valoare a cântecului tradițional din diferite zone ale țării. La concurs sunt invitați să participe concurenți din țară având vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani. Aceștia vor interpreta două piese muzicale, una fără acompaniament, doină sau baladă, și cealaltă cu acompaniament orchestral. Atât repertoriul, cât și costumul popular trebuie să corespundă zonei folclorice pe care o reprezintă concurentul. Concurenții care au câștigat în edițiile anterioare trofeul festivalului nu se mai pot înscrie în concurs. Data preselecției este pe 9 octombrie 2023, iar a doua zi vor fi afișate rezultatele.
Înscrierea se va face pe adresa Centrului Cultural Vrancea, strada Mitropolit Varlaam, numărul 48 bis Focșani, Vrancea, la telefon 0237-210213 sau e-mail centrulculturalvrancea@gmail.com. Acompaniamentul va fi asigurat de către Orchestra Ansamblului Folcloric Țara Vrancei. Cheltuielile de transport și cazarea vor fi suportate de către concurenți. Concurenții vor fi evaluați ținându-se seama de mai multe criterii, respectiv calitățile vocale, acuratețea intonației, calitatea interpretării, autenticitatea, valoarea artistică a pieselor prezentate, dicția, ținuta scenică. De asemenea, va fi notată și frumusețea și autenticitatea costumului popular. Componența juriului va fi următoarea. Președintele juriului este Constantin Secară, etnomuzicolog, cercetător științific la Institutul de Folclor Constantin Brăiloiu, București, iar membrii Gabriel Dumitru, interpret de muzică populară, și Cosmina Adam, interpret de muzică populară, expert la Centrul Cultural Vrancea. Premiile sunt oferite de Centrul Cultural Vrancea, trofeul festivalului fiind în valoare de 5.000 de lei, premiul întâi 3.500 de lei, premiul al doilea 2.500 de lei, premiul al treilea 2.000 de lei, premii de participare 7 la număr în valoare de 1.000 de lei și premiul special oferit de ansamblul Țara Vrancei în valoare de 1.000 de lei. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade, iar cele maxime între 18 și 20 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!